Vă salut, prieteni! Iată, ne ajung și în 1 aprilie 2021. Am venit din nou la stupină să mai fac o stimulare cu sirop, pentru că polenul aduce din natură proteina, siropul mai puțin. Și ca să inducem familiile de albine o stare de bine, trebuie să nu le lipsească nimic și să se dezvolte armonios, așa cum ne place să dezvolte. Da, haideți să vă arăt și cu ce stimulez, că de acum o să încep stimulatul cu sirop și cu un alt produs și vreau să vi-l arăt. Până acum am stimulat cu sirop, cu protofil făcut de casă, făcut de mine. Au activitate destul de bunicică fetele. Corcodușul ăsta a început să deschidă. Da? Ia uitați. Este vizitat de albine. Da? O activitate destul de bunicică. Ia să vedem cât avem temperatura la 12:30. Grade. V-am spus că eu stimulez din 2 în 2 zile, din 3 zile, depinde cum pot să ajung la ei. Ia uitați, aici am două culori de sirop. Acesta este făcut cu protofil de casă, cum ne-am stimulat până acum. Iar acesta de aici este făcut cu Hive Alive. Am vorbit cu Mihai Rus de la stuparo.ro. Eu, după câte știți prin filmulețe, anul ăsta am stimulat cu proteică podișor și energetică podișor cu Hive Alive. Și trebuie să continui cu stimularea asta cu Hive Alive. Da? Și de acum mi-a trimis Mihai 500 ml de Hive Alive. Asta ajunge pentru 200 de litri de sirop. Da, deci eu din turtă am dat 7,5 ml de Hive Alive. Și ar trebui să mai dau 2,5 ml în sirop, ca să ajung la 10 ml pe familie. O să stimulez de acum încolo numai cu Hive Alive. Acum, dacă tot l-am avut pe ăla făcut, să-l dau. Este un produs, după câte am citit eu, foarte bun pentru dezvoltarea familiilor de albine. Este un adjuvant de uz veterinar apicol. Colonii puternice, natural. Întreține puterea coloniei de albine. Dar mai puțin că în telefon, trebuie să mă uit pe asta, că în telefon nu prea focalizează bine. Și nu văd, dar cred că acum se vede. Mod de administrare, se agită bine înainte de utilizare. Adăugați 2,5 ml Hive Alive la fiecare litru de sirop. Amestecați bine. Se poate adăuga în turtă sau sirop. Temperatura siropului nu trebuie să depășească 50 de grade. În testele științifice s-au folosit 4 litri de sirop cu Hive Alive în primăvară și în toamnă. Verificați un site aici pentru mai multe informații. Aici spune că familiilor de albine cu performanțe scăzute, celor slabe sau celor care nu reușesc să consume siropul oferit, în hrănitor li se acordă o administrare completă prin pulverizare, după instrucțiunile de mai jos. Așa, aici ingrediente, extract de alge,
timol, ulei, iarbă de lămâie, lemon oil. Așa. Uite ce scrie aici. Puteți avea încredere în Hive Alive. Vă protejează și vă și va potența dezvoltarea familiilor dumneavoastră de albine. Ajută la funcționarea sănătoasă a sistemului imunitar al albinelor, crește cantitatea de puiet și producția de miere, îmbunătățește absorpția de nutrienți, proteine, zaharuri, așa. Completează necesarul de nutrienți nutrițional al familiilor de albine. Ingrediente active natural, o combinație unică de alge marine, irlandeze, selecționate științific, împreună împiedică fermentarea siropului, ușor de folosit. Deci, fabricat în Irlanda, scrie aici. Eu nu mai văd nimic, că m-am uitat pe ăla și așa și vederea e puțin cam slabă. Dar că am trebuit mai multe detalii, dacă vreți să-l folosiți, să-l luați și îl citiți cu atenție. Deci eu voi stimula numai cu ăsta de aici încolo. Bine, pe undeva pe aici citisem eu că da, Hive Alive poate fi administrat până la cel mult 2 săptămâni înainte de începerea culesului de producție. Deci cu 2 săptămâni înainte de a începe culesul de producție nu mai administrăm, ca să nu iasă miere. Oricum, eu v-am spus și v-am arătat că siropul ăsta care îl dau în 400 de mililitri sau cât dau eu acolo, 300-400 de mililitri, îl consumă și de aici încolo va consuma și mai mult. Deci nu va depune deloc pe rame. Puietul va ecluziona, va consuma destul de bine siropul. Nu va rămâne. Bun, nu vreau să-l mai las aici la soare. Vreau să-l duc undeva la umbră până termin eu de stimulat. Ia să pun puțină pauză și să încep să le administrez sirop. Așa, am întins la fiecare rând cât un bidon de sirop. Acum mă apuc de aici de sus să administrez. Ce voiam să mai adaug, e prima oară când îl folosesc. Este doar sirop și cu Hive Alive. Nu miroase așa de bine cum mirosea siropul făcut cu protofil făcut de casă. Ăla îți venea să-l bei și tu. Așa de frumos mirosea și... Deci era atractiv. Să vedem pe ăsta cum îl consumă, tare curios, pentru că nu are așa chiar așa un miros plăcut, zic eu. Nu știu, să vedem cum îl consumă. Am să pun camera pe aici, ca să filmez cum... Dacă se vede bine acolo, de auzit nu sunt bine auziți. Sunt departe. Cred că așa e mai bine.
merge foarte repede. Cel puțin așa mi se pare. Aduc aproape. Deci sunt destul de bine populate. Cam greu cu filmat asta. Erau cu polen aici deasupra. Deci a consumat tot, foarte puțin. Și ce important, ați văzut în trecut când v-am filmat, am spălat aceste găletuși pentru că, nu știu, intră într-o fermentație puțin așa siropul și se zice că, adică așa scrie pe asta, că nu fermentează. E un lucru destul de bun asta că nu fermentează. Poate că el, siropul este luat foarte rapid. Deci cât pun eu aici 400 de mililitri, îl ia, cred că într-o zi îl ia, dar eu vin și dau, administrez la 2 zile, la 3. Dacă, de exemplu, la 2 zile și iarăși îmi sună telefonul în timp ce filmez, da, ca de fiecare dată, sună telefonul când filmez. Chiar o să-l dau acum pe silențios, ca să nu mai fiu deranjat. Gata, acum poate să sune. Da. Și ce spunem de siropul ăsta, că nu fermentează. Cred că nu va mai dura mult. O săptămână și încep să vin să le dau rame la extins. Trebuie să ecluzeze din cuietul, da? Și o să vedeți și cum dau rame la extins. Cum procedez. Bine, eu vă arăt. Asta nu înseamnă că trebuie să faceți cum fac eu. Eu vă arăt dacă ideea e bună. Eu îmi place să arăt ce fac. Dacă fac bine, asta decide și voi. Aici nu vă mai țin mult, ăsta îl mai filmez și pe urmă închid ca să-mi continui stimulatul. Tot la fel, e consumat tot, mai a rămas o lingură. Face și aici o burtă în capac și nu poate să-l ia chiar pe tot siropul, dar important e să-l consume cât mai mult. La asta am pus jumătate de găletușe. Cred că se vede acum. Depinde cum îmi scapă și mie una la... Ne așteptăm, sperăm să vedem o explozie. Explozia se va întâmpla într-o săptămână maxim. Într-o săptămână maxim două se va întâmpla explozia asta. Că va ecluziona cuietul. Schimbul de albină. Nu știu cât albină bătrână mai este acum. Dar deja schimbul de albină cred că e
făcut așa în proporție de 60%, 70%. Da, frumos, foarte frumos astăzi. Chiar și senin, nu se văd deloc nori. Ah, m-ați întrebat dacă cât mai țin gratiile. Păi nu le țin. Nu le țin. La care văd că se îngrămădesc la ordine și deja le-am ridicat. Mai sunt la câțiva care, uite, de exemplu aici, le ridic gratia. Aici am ridicat-o deja. Aici unde sunt cu găurile astea mai mari, văd că nu deranjează. Dar la celelalte cam deranjează așa când intră. Uite, și avem și un trântor așa aici. Bă, băiatule, ce faci, bă, tu? Da, bun. Vă las. Nu mai deschid cutia Pandorei, adică referitor la ce am povestit în ultimul filmuleț care l-am postat cu interzicerea asta care ne interzice prin hotărârea de guvern. Poate mai vorbim altă dată. Sănătate, numai bine vă doresc!